Dacă stau și mă gândesc că momentul 1 este momentul în care am corpul fizic, care, atenție, este ocupat de o prezență de iubire, această prezență de iubire, să zicem, trăiește 60 de ani. Să zicem. Da? Adică trăiește într-un corp, vehicul de tipul corp fizic, vital, emoțional, mental, care sunt haine. Da? Atenție! În fiecare seară și în fiecare dimineață avem o naștere și o moarte, care nu este luată în calcul. Ce înseamnă asta? În momentul în care eu dimineața mă trezesc, nu fac altceva decât posed vehiculul pe care l-am luat în primire la momentul nașterii. În momentul în care vine seara, ies din el. Vine dimineața, intru în el. Este ca și cum ai zice că în fiecare, câți ani avem? Avem, să zicem, 60 de ani. Să zicem, 90 de ani. 120. Unii au zis 100-250. Moșii noștri trăiau 400. Alții vorbești de sfinți, părinți care trăiesc prin NATO și în alte zone, 1500 și alte mii de ani. Se vorbește de alte prezențe care trăiesc de mii de ani. Nu zic eu, zic cărțile, zic oamenii care au studiat. Ce scot eu în evidență este faptul că în momentul în care noi avem acest ciclu de naștere și moarte, care este format, este ca și cum avea 365 de zile, 366 de zile, sunt 365 de zile de moarte sau de morți și de nașteri într-un an, pentru o ființă umană care doarme și se trezește. Ce vreau să spun că este, în momentul în care prezența de iubire iese din corp, este ca și cum nu mai influențează acel spațiu cu prezența lui, iar când se întoarce, ce întâlnește? Un spațiu care s-a amestecat mai mult și mai mult și mai mult. De aceea se spune că timpul le vindecă pe toate, timpul le așează pe toate. De ce? Că cu cât lași timpul și ieși mai des din corp și dormi și dormi și dormi, de aceea se zice că timpul, somnul este vindecător. Că în momentul în care tu ieși din corp, nu mai activezi programele specifice care ies de pe cele două linii, motiv pentru care au timp să se amestece particule care formează realitățile specifice de programare. Motiv pentru care putem să spunem că ce? De fiecare dată când eu ies din corp, da? În fiecare noapte ies din corp, eu mă duc într-un spațiu specific mie, nu? Pe care au fost denumite spațiu bardo. Atenție! Spațiu bardo de care se vorbește în religii nu se întâmplă doar la finalul vieții, se întâmplă în fiecare moment în care adorm și în care mă trezesc. Cu alte cuvinte, când plec seara, mă duc exact în spațiu bardo specific corpului emoțional sau corpului mental sau dincolo de ele dacă nu mai am un atașament față de ele. Sau corpului vital, depinde unde am atașamentul. Dacă am un atașament pe corp fizic, rămân atașat de corpul fizic, motiv pentru care rămân în vecinătatea corpului fizic să am grijă de el. Dacă am o dinamică cu corpul vital și am niște atașamente legate de corpul vital, atunci rămân în vecinătatea spațiului vital asociat corpului planetar, motiv pentru care interacțiunea mea este doar cu acest spațiu. Pe măsură ce mă desprind de aceste zone de vitalitate, adică de zonele mele de repetenție, unde nu am înțeles sau unde la nivel de câmpuri există aspecte care au nevoie să fie integrate, mă duc în spații emoționale specifice, după care mă duc în spații mentale specifice, pe niveluri. De-abia după ce am depășit aceste niveluri perceptuale, fizice, de-abia atunci pot să mă duc în spații mai eterate care țin de corpul de iubire și de-abia de atunci începe călătoria mea adevărată de întoarcere acasă. Restul sunt doar spații iluzorii care sunt formate nu din mii de camere, din miliarde de camere. Ce vreau să scot în evidență este că avem 7 miliarde de oameni întrupați și avem multe alte miliarde de prezențe care sunt destrupate și fiecare trăiește într-o cameră perceptuală specifică. Unii ocupă camere comune, alții trăiesc în camerele lor perceptuale. Faptic, sunt foarte puțini cei care se întâlnesc și se spune că te întâlnești doar cu cei care sunt asemeni ție pe frecvența ta. De ce? Pentru că la nivel perceptual te duci tot timpul în spațiul specific ție, care este camera ta perceptuală. Niciodată nu o să ieși din camera care ți este cumva spațiul tău de siguranță. Ca să ieși dincolo de acel spațiu de siguranță, ai nevoie să deschizi o ușă, ca și cum ai trage un glasvan, fac un pas, ies în afară, îl închid, sunt în afara spațiului, gata, s-a terminat povestea. Da? Și sunt în afară. Întrebarea este, ești în afara ce? Spațiului perceptual în care ai stat. Dar am ieșit dintr-o cameră, acum am aflat în altă. Următoarea care este? Următorul nivel perceptual în care ești închis. De aceea se spune că suntem într-o lume formată ca din niște foi de ceapă.